pentru pomenirea celor care au murit pentru Hristos în Episcopia Comunistă. Legat de aceasta, dacă ați cunoscut în închisori oameni care au trăit rugăciunea, au mers cu adevărat pe calea Sfințeniei și dacă puteți să ne descrieți câteva din aceste personalități. Mai greu de jos. Evident, cei care au avut o viață duhovnicească în închisori, unii dintre ei nu mai sunt între noi. Sunt acolo sus, sunt de acolo. Dacă ți-l trebuie. Dar la cealaltă întrebare, dacă e bine să avem o rugăciune în calendar sau o rugăciune în sufletul nostru, ca un timp rugăciune pentru cei care au venit în istorie, asta e foarte bună faptă creștină. E bună. Pentru că nu toți care au venit în istorie, n-au nevoie de rugăciune. Numai Sfinții n-au nevoie de rugăciunea noastră. Noi ne rugăm să roage ei pentru noi. Dar ceilalți care au trecut prin viața aceasta și au trecut dincolo, poate încărcați de niște păcate grele și neiertate, rugăciunile noastre biserice și noastre personale sunt foarte bune pentru ei. Ca în timpul rugăciunii să ne scoată din minte toată legea cea bunăstă. Ce să fac dacă am inima întrețită și nu scrie nimic în Sfântul Rugăciunea? Să ne credim în acest pustiu în care ne aflăm. Acolo fiind în Nicăim înainte lui Dumnezeu. Doamne, sunt ca un pământ fără de apă, pustiu și nelucrat, spune psalmistul. Ajută-mă! Coboară harul tău peste inima mea însetat de tine. O rugăciune particulară, personală, se poate face atunci, te rog, când ai în inimii tale. Și un apel sau un examen de conștiință ne anumite caz, anumite motive pentru care suntem împietriți. De obicei, păcatele noastre ne împietresc. Făcând niște lucruri rele. Avem niște oameni care nu-i putem ierta. Inima noastră are un învelit acesta gros din cauza acestei uri împotriva capului nostru. Și ne rugăm să sfârșim Dumnezeu acest vân, să deschide iarăși această inimă, să o facă impermeabilă pentru tot ce aici se petrece în jurul nostru, plus toată grea lumea asta, cum se repede. Adică această credință pentru păcatele noastre, această rugăciune tainică, către Dumnezeu să sfârșim acest vân de împietrire, de nesimțire pe care suntem cuprinși atunci. La un moment dat ajung să spun rugăciunea americană, fără să ajungă la sufletul meu. Parcă ar avea o tocire a rugăciunii. Există rutina cu rugăciune? E bine să o repetăm atunci. Să repetăm rugăciunea, să facem un efort, să ne gândim la ceea ce am spus, cere de Dumnezeu această prospețime în rugăciune. Atunci, pe loc și dragnic, să te mulțumim acolo.
ce spuneți despre cei care practică rugăciunea minimii, dar nu rugășesc convățătură străină de cea a respectivă yoga sau parapsicologie. Pentru mine nu ascultă rugăciunile lor. Aceste practici sunt niște practici străine din neamul nostru, din mentalitatea noastră și nu sunt născute prin Hristos și pentru Hristos. E un fel de fățărnicie a rugăciunii. Sunt o înșelare. Amestecă lucrurile ca să ne pare că yoga depinde de Hristos Iisus. Ca de la cer la pământ. Deosebire de mare. Sunt vrăjitoare și vrăjitori care au câte icoane la ei. Și Sutra Icoanei își spune niște lucruri, niște ghicituri. E o șadare a noastră care cerem această consultație. Nu se poate împăca Duhul lui Dumnezeu cu minciunea aceasta, această sfățărnicie. După fapte, eu îi veți cunoaște. Acești oameni care amestecă rugăciunea lui Iisus cu yoga, dacă ne uităm bine și atent la viața lor, vedem că de obicei calcă pe alături. Vezi lumea alta. Chiar în yoga se întâmplă niște lucruri foarte discutabile. Multe necuvințe. Cei care fac yoga știu la ce mă refer. Părinte, eu nu cred în Dumnezeu din toată lumea deocamdată. Eu îmi păcat să mă rog lui numai pentru că mi-e teamă de el deocamdată. Da, e bine să vă rugați așa. Este un caz în Evanghelie. Mântuitorul coboară pe muntele Taborului și la jumătatea muntelui era o frământare mare. Erau apostoli ceilalți care trecereau cu Mântuitorul sus pe Tabor, care coborau pe Iisus, și acolo era un om cu fiul său îndrăcit. Și se apropie de apostoli celor fiul lui și roagă pe apostoli care aveau darul această recomandarea din partea Mântuitorului ca să vedeți bolnavi, apostolul însă nu l-a vindecat pe cel întrecit. Și era un fel de dispreț pentru apostol. Nu l-a uitat pe acest Mântuitor, iar pentru lui Cristina. În acest moment se întoarce Iisus de pe Tabor și o întâmplă la cel tatăl al copilului, spunându-i pe apostol, Doamne, am acest copil bolnav. Și m-am adresat apostolul, tu ești nu să-l vindeci, tu poți să-l vindeci. Și Iisus îmi spune, dacă crezi, îl vindec. Și Tatăl spune așa, cu lacrimi în ochi, cred, Doamne, ajută-ne credinții mele. Răspund pe tu bine voastră. Cred, Doamne, ajută-mi credinții mele. Credea însă nu de plin, ci era pe drumul credinței. Și Mântuitorul l-a vindecat și pe el și fiul său. Această puțină credință, care avea și apostolul la un moment dat, umplește Mântuitorul dacă stăruim această
apropiere de El și o de mai departe, ca să El să ne ajute să ne credință întreagă. Ce înseamnă ajutor până și în păcate a celor neduhovnicești? Dumnezeu ne ajută în orice moment. Vreau și libertatea noastră, care e firească la început de noastră cu libertatea aceasta lăutică, dar Dumnezeu ajută sau uneori, peste ce zi vrem să facem noi, ne ajută în sensul bun al cuvântului. Sunt oameni credincioși, dar totuși cred, sunt creștini, sunt depresionați de păcat. Și Dumnezeu, care iubește fiecare și știe ce gândește fiecare, îl poate ajuta să nu cadă în păcat. E un păcat mai jenant de spus, păcatul răspânării. De acest păcat, dacă vrei cineva să se păzească, fără ajutorul lui Dumnezeu nu se poate păzi. Mai cu ajutorul lui Dumnezeu poate scăpa de această cursă. Chiar dacă vreau fi credincios, să Dumnezeu știind ce va deveni mai târziu, sunt păcătoși care mai târziu se întorc la Dumnezeu prin alte semne care le dau, că dă Dumnezeu viața Lui. Dumnezeu știe acest lucru și văzește de o cursă, de o cădere. Și scapă. Că mai târziu să fie recunoscător lui Dumnezeu pentru ajutor creat la un moment dat. Avaliment zice că împrăștierea este începutul tuturor răutăților. Plecând de la acest adevăr, credeți că este nevoie pentru fiecare om să aibă un program de viață duhovnicească? Ce comandați tinerilor în cadrul unui astfel de program? Recomand Mântuitorul Iisus. Rugăciune scurtă, care poate spune oricum și în orice condiții. O pravire mai lungă e greu de recomandat. Această rugăciune, spusă însă cu toată inima și cu smerenie mai adevărat, mai ales, rugăciunea aceasta ne ajută. Spune că ne ajunge la psalm și la catizme și la paraclisi și la acatiste, cu această rugăciune se poate ajuta foarte mult. Dacă într-adevăr așa e viața lui risipită și nu poate să folosească aceste mijloace clasice de rugăciune înainte de icoane și cu ochii pe o carte. Pentru anul să fac numele pentru a